Harvey Roberts s-a apropiat de fereastra bucătăriei sale de la fermă și a privit dincolo de curtea acoperită de gheață, către South Downs. Era treaz de numai câteva ore, dar abia mergea de oboseală, după timpul petrecut ținând-o de mână pe fica sa în timpul travaliului. Când ajunsese într-un final acasă, în patul lui, abia dacă dormise și își petrecuse mai toată noaptea, făcându-și griji pentru ea. A luat o înghițitură de cafea și s-a străduit să își adune forțele pentru o nouă tură lungă la spitalul St. Dunstan. Fuseseră câteva zile înfiorătoare. Fica lui Jesse intrase în travaliu cu trei săptămâni înainte de data când ar fi trebuit să nască. Și cum prietenul ei, Adam, era în Nigeria la o ședință foto, telefonul care sunase duminică la ora două dimineața a fost cel al lui Harvey se îmbrăcase în grabă și condusese până în Chichester, acolo unde ultimii chefli de sâmbătă seara își croiau încă drum spre casă. Când Jesse a deschis ușa apartamentului de epocă cu două camere în care locuiau împreună cu Adam, își scosese deja pijamaua și se îmbrăcase. Cred că a început, tati," a zis ea un chip care semăna mai puțin cu scriitoarea de 39 de ani care devenise și mai degrabă cu fetița pe care o mângâia altădată după un vis urât Părul lung până la umeri, cu șuvițe vopsite, tuns în stil bob elegant și de obicei uscat cu peria, era prins la spate într-o coadă Tenul ca de porțelan nu purta urme de machiaj, iar ochii verzi îi erau încadrați de ochelari cu rame din baga stătuseră în picioare în dreptul ferestrei glisante mari din camera de zi a lui Jesse, holbându-se unul la celălalt în stare de șoc. Nici măcar nu am intrat în concediu, a zis Jesse în cele din urmă. Camera copilului nu este gata și nu am nimic de mâncare. Ochii i s-au umplut încet încet de lacrimi. Adam trebuie să se întoarcă abia săptămâna viitoare. Nu reușesc să dau de el. Nu pot trece prin asta fără el. Este în regulă, draga mea, spusese el. Dau eu de el. Va ajunge acasă cât se poate de repede. S-ar putea să nu fie decât o alarmă falsă. Instinctiv spusese cuvintele pe care voia să le audă ea, chiar dacă știa că cel mai probabil era o minciună. Ce-ar fi să mergem la spital ca să fii consultată? Ai pregătit o geantă cu lucruri? Nimic nu este cum trebuia să fie tati. Nici bazinul pentru naștere nu l-am instalat, a zis Jessie privind spre cutia care aștepta încă în hol. Tocmai am sunat o pe moașă și mi-a zis că trebuie să merg la spital pentru că este încă prea devreme. sem totul, voiam să nasc acasă, nu voiam să mergem la spital. După aceea i se păruse că a intrat într o stare de agitație crescândă, din care simțea că nu mai ieșise. A pus un braț în jurul umerilor ei și i-a spus că totul este bine că dacă se așează pe pat și îi arată unde sunt lucrurile de care are nevoie, poate să îi le adune el. Dar tot ce sugera el era greșit. Rochii și pulovere în loc de pijama și pantaloni comozi, iPad-ul în locul fișei cu planul de naștere, la care ea și Adam petrecuseră multe ore și pe care acum Harvey nu găsea și avea dureri mari ca să poată sta locului. Se mișca încolo și încoace, răstindu-se la fiecare sugestie a lui, până când au adunat în sfârșit lucrurile pe care trebuia să le ia. Nu ei și periuța de dinți. Bine, a reușit ea să zică, după care a întins o mână spre perete pentru a se sprijini și a scos un urle de durere. Harvey s-a repezit în baie și a luat-o. Dulăpiorul de medicamente era deschis și ochii au căzut pe cutia de citalopram, antidepresivul pe care Jessie îl lua de când murise mama ei vitregă în urmă cu doi ani. Arunc și astea în geantă, da?" a zis el, ieșind din baie și mergând spre ea. Jessie a clătinat din cap. Nu le-am mai luat. Moașa mi-a zis că nu pot alăpta cât timp le iau." Harvey a simțit o greutate în stomac. Fusese un carusel de suferință pentru amândoi, iar Jesse îi supraviețuise doar datorită nenumăratelor ședințe de consiliere și colacului de salvare numit Sertralina Înțeleg, a reușit să spună, știind că era prea târziu ca să mai spună altceva. Moașa ți-a spus despre biberon? Ție nu ți-a făcut niciun rău. Harvey a încercat să își mascheze supărarea cu un zâmbet. Nu, tată, i-a trântit-o Jesse. Vreau să alăptez la sân. Este cel mai bine pentru copil. Oricum, mă gândeam să renunț la pastile. Edam zice că nu mai am nevoie de ele. Harvey a rămas în fața fiicei sale într-o tăcere uluită. Simțea că Edam habar n-avea despre adâncurile în care se scufundase Jessie după ce murise Liz, femeia care îi fusese ca o mamă de când era abia un bebeluș. Iar să o încurajeze să renunțe la medicamente când mai avea puțin și năștea, iar el era plecat cu serviciul, nu făcea decât să o dovedească.